Vara se apropie cu pași repezi, așa că fiecare își dorește să obțină silueta mult dorită. Dacă și tu vrei să scapi rapid de kilogramele în plus nedorite, poți începe prin eliminarea unor alimente din meniul tău. Iată care sunt acestea. În procesul de slăbit, dieta sănătoasă este cea mai importantă componentă pe lângă mișcare și hidratare. Ca să slăbești sănătos și armonios, este necesar să consumi mai puține calorii decât arzi și, așa cum probabil deja știi, să eviți alimentele procesate, cele de tip fast food și sosurile bogate în calorii. Mai mult decât atât, pentru a pierde rapid în greutate, nutriționiștii îți recomandă să tai de pe lista cu mâncăruri pe care le consumi zilnic trei alimente ce îți pot pune silueta în pericol. Pâine albă. Multe persoane preferă pâine albă pentru prepararea sandvișurilor. Din păcate, nutriționistul avertizează că pâinea albă și alte preparate care conțin carbohidrați rafinați pot îngreuna procesul de slăbit. Produse de patiserie. Dacă vrei să slăbești, evită produsele de patiserie, vinovate de cele mai multe ori pentru apariția inflamațiilor și kilogramelor în plus. Sunt o combinație de carbohidrați rafinați și grăsimi, ceea ce le transformă în gustări bogate în calorii, spune nutriționistul. Pentru un mic dejun dulce și sănătos, consumă iaurt natural cu granola fără zahăr sau fructe. Ulei vegetal. Procesate și pline de grăsimi, uleiurile vegetale, precum uleiul de floarea soarelui, pot pune în pericol silueta și totodată procesul de slăbit. Alternative mai sănătoase sunt uleiul de măsline și uleiul de avocado, consumate în cantități limitate, relatează click pentru femei.ro.